ultimii 15 ani, moldovenii au fost furați de miliarde de lei prin schemele la importul de energie electrică. Jefuiți în cel mai direct sens al cuvântului, pentru că în urma acestor scheme am plătit mult mai mult, direct din buzunarele noastre, în facturile pentru lumină. Prima schemă importantă de acest fel a fost implementată în anul 2008, când Igor Dodon era ministru al economiei, Zinaida Grecianu premier, iar Vladimir Plahotniuc devenise deja principalul oligarh al țării. Aprilie 2008. Republica Moldova importa energie electrică din Ucraina la un preț de 4 cenți pentru un kilowatt. Contractul de livrare a energiei electrice era semnat de către Republica Moldova prin compania Energocom și compania ucraineană Ukrinterenergo. Din luna mai, în ecuație apare o companie căpușă înregistrată în Ungaria, Energopartner. Energopartner nu era un producător de energie electrică, ci doar un intermediar în spatele căruia stătea Vladimir Plahotniuc, care cumpăra aceeași energie electrică de la Ukrinterenergo pentru 4 cenți și o vindea Republicii Moldova în schimbul a 5,3 cenți. Situația era una atât de absurdă încât, în același timp, Republica Moldova își cumpăra în mai 2008 70% din necesarul de energie electrică la prețul de 4 cenți direct de la Ukrinterenergo, iar 30% de la aceeași companie ucraineană, doar că prin intermediul Energopartner la un preț de 5,3 cenți. Din iulie însă s-a trecut la importul la 70% prin intermediul companiei căpușă la preț umflat și doar 30% direct de la compania ucraineană la prețul de piață. Astfel, pe parcursul anului 2008 am fost jefuiți din buzunarele proprii de numai puțin de 14,5 milioane de dolari. Acești bani am achitat în facturi și au mers direct în offshore-urile conectate la compania căpușă a lui Plahotniuc. Semnatarul acestui contract păgubos pentru țară a fost nimeni altcineva decât Igor Dodon în calitate de ministru al economiei. În anul 2008 a fost semnat un contract avantajos Republicii Moldova. Mi-aduc aminte. Negocia de mine personal cu ministrul energetic atunci, domnul Prodan. Schema a fost dezvăluită în presă în 2009, dar a fost ignorată și dată uitării până în anul 2017, când un grup de activiști civici, printre care Sergiu Tofilat și Valeriu Pașa, au obținut mai multe detalii și au depus o plângere la procuratură. Plângerea a ajuns la procurorul Lilian Bacălâm, cunoscut în acea perioadă drept unul dintre cei mai fideli slujitori ai lui Plahotniuc. Desigur, în condițiile în care schema ducea într-un final la oligarh, dosarul a fost foarte rapid mușamalizat. Despre soarta dosarului s-a aflat abia în septembrie 2020, după ce Bacălâm deja demisionase din Procuratura Generală și aterizase direct în Partidul Pace al lui Gheorghe Cafcaliuc, pe lista căruia a și candidat la alegerile parlamentare din acest an. Activiștii civici s-au plâns în judecată pe decizia lui Bacălâm, iar dosarul în care principalul figurant este Igor Dodon a fost redeschis ca urmare a deciziei Curții Supreme de Justiție în iunie acest an. A trebuit să se schimbe conducerea Procuraturii Generale ca, într-un final, procurorii să-l cheme la audieri pe Igor Dodon, socialistul fiind așteptat la PC Cox chiar lunea viitoare. Lucrurile sunt atât de evidente în acest caz, încât ele pot să aibă o singură finalitate logică: condamnarea celor vinovați. De altfel, din sursele noastre, Igor Dodon, din cauza acestui dosar, a renunțat la mandatul de deputat, încercând astfel să evite o rușinoasă lipsire de imunitate. Vom urmări cu mare atenție cum va decurge dosarul, care nu trebuie să se limiteze doar la Igor Dodon și în urma căruia trebuie să fie returnate sutele de milioane de lei plătite în plus de cetățeni. O mare atenție procurorii ar trebui să-i atragă și fostului lor coleg Lilian Bacălâm. Să aflăm de ce a decis, în mod ilegal, să mușamalizeze cazul, cine i-a indicat acest lucru și ce a primit în schimb pentru infracțiunea comisă.